solicitarea pe care a făcut-o Ministerului Finanțelor, mergea în primul rând pe ideea că pe reglementările europene și trebuie acestor datorii nu prevează deficitul bugetar și, la doilea rând, că mare parte a acestor datorii veneau din restanțele de plată ale beneficiarilor interni, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, care neonorându-și la timp obligație de plată către Grupa de Apărare, pentru care la rândul ei a generat alte datorii. Dar eu acolo aveam un complex mai mare de măsuri, fără de care această măsură nu face decât să dea teren nouă datorii. Și vă dau un singur exemplu. Industria de Apărare în 1989 avea 200.000 de salariați. Acum mai are 6.000. Dar a rămas cu aceleași terenuri, cu aceleași clădiri, care trebuie păzite. Din cei 6.000 de oameni, mai mult de o treime sunt pasnici. În mod normal ar trebui ca toate aceste active nefolosite să fie reintroduse în circuit, să găsească o formulă prin care ele să fie dislocate și utilizate pentru parcuri industriale, pentru depozite comerciale și industria de apărare să nu fie crevată de ele. Asemenea o măsură. Altele erau legate de adoptarea unei strategii privind securitatea națională, care să știm foarte bine care e bugetul pe care apărarea îl generează. Pentru că să vă spun ceva, noi am fost confruntați cu situația asta, care ne-a trimis oameni la negociere străinătate și ne întrebau cum vreți să ne vindeți cu tare armă. Dar spuneți-ne, armata română o cumpără? Și noi spuneam, mă, păi stai puțin, armata voastră nu o cumpără și vreți să o cumpărăm noi? Dar primul client care validează este piața internă. Ori e un complex mai larg în care industria de apărare va asigur că ar avea șanse să meargă bine. Este anormal ca Roman 90% din producție s-o de la export. Practic nu avem piață internă, pentru că există fonduri pentru industria de apărare, pentru Ministerul de Interne și ar trebui să existe. Deci asta este o măsură bună, pentru că erau niște pietre de moară, fără de cu care industria de apărare nu care avea niciodată. Așa s-a făcut și cu termoelectrica, așa s-a făcut și cu mineritul din Valea Jiului, datorii istorice, în mare parte rezultatul unor conjuncturi, cum a fost de la termoelectrica, că atunci când s-au separat toate, au lăsat toate datoriile pe termoelectrica și s-a făcut să pare pe mult. Deci, fără îndoială, dacă am vorbit cu 200.000 de persoane care lucrau în industria apărării, am avut 75 legea care a dat presupozitatea șomajului tehnic și a mai făcut o perioadă să supraviețuiască aceste societăți. În momentul de față, structura de personal a întreprinderilor din apărare, aceasta este. Însă este o chestiune care va fi benefică în măsura în care această industrie are comenzi. În măsura în care armata română achiziționează din producția internă armament în așa fel încât să asigure interoperabilitatea cu NATO. De pildă, la Craiova se face IRU-99, un avion de încercare, în urmă cu vreo 6-7 ani, când participa la saloane aviatice, el a avut ofertă de cumpărare, inclusiv din America Latină. Numai că prima întrebare a celor care doreau să cumpere a fost, îl folosește Columbia, exact. Columbia și Peru la un moment dat. Îl folosește armata română? Vrem să avem o evaluare a unei armate care utilizează această tehnologie. Deci dacă lucrul ăsta nu se va întâmpla și nu vom încerca să ne asigurăm baza militară din producție internă, sigur, este o soluție benefică pentru companii, ele se pot redresa.